cu adevărat să nu meargă de la noi, Domnul, așa cum am cântat în seara aceasta împreună cu fanfara, nu mergi de la mine, Iisus. Dar să dea Domnul nici noi să nu mergem de lângă El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne apropiem în seara aceasta de un cuvânt cunoscut de pasajul de vindecare a lui Enia. Nu s-a predicat de mult din pasajul acesta și ar vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul acesta arată o minune care a făcut-o nu Petru, ci a făcut-o Domnul prin Petru. Că noi așa confundăm de multe ori, du-te la ăla, că exact mintea de copil, fetița ce era dusă roabă în casa lui Naaman, o zis, du-te la proroc, că prorocul te vindecă, da? Asta e mintea de copil. Dar noi știm că nu omul vindecă. Cel care umblă cu Dumnezeu știe că nu persoana, că azi poate fi Vasile prin care să lucreze Dumnezeu și mâine poate fi Ion prin care să lucreze Dumnezeu. Nu omul contează, ci Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Marele adevăr e că trăim într-o perioadă în care avem nevoie de minuni. Avem nevoie de minuni. Avem nevoie. Coșul ăsta vorbește și spune că avem nevoie de minunile Domnului în viețile noastre. Mâine dimineață la ora 10 trebuie să predic la înmormântarea unei tinere de 24 de ani. Aici în județ la noi a murit de cancer în sânge, de leucemie. De 2 ani de zile noi ne-am rugat pentru ea și la biserică și la tineret. Dar Dumnezeu a hotărât altceva, a hotărât să o ia acasă. Acum m-am gândit, când m-a sunat ieri păstorul de acolo, m-am gândit că era nevoie de o minune. La 24 de ani era nevoie de o minune. Știți cum e? Trăim în perioada aceasta și ne dorim minunile Domnului. Versetul nostru preferat. Eu am stat atent când fratele păstor a citit pasajul, să văd unde, la orice pasaj, se simte biserica unde reacționează cel mai bine. La care verset? Care-i punctul acela care absorbe biserica cel mai tare? Știți unde ați fost și am fost absorbiți la citirea pasajului? Știți la care verset? La versetul 34, care spune, Enia i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Când, ăsta îl știm și din minte, nu? Vindecarea lui Enia, ăsta e versetul nostru preferat. Și a meu e versetul preferat din pasajul acesta. Aici e punctul central unde pică tot ce se întâmplă în pasajul acesta, pică punctul central pe Iisus Hristos. Marele adevăr este că Iisus Hristos vindecă, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar știți care e problema? Nu poți ajunge la versetul 34 dacă n-ai trecut pe la 31, pe la 32 și pe la 33. Noi am avea tipic românesc, băgat în față, repede Iisus Hristos te vindecă. Dar sunt niște factori care ne arată mai înainte ce s-a întâmplat ca să vină vindecarea. Nu ne lasă pasajul să mergem direct la versetul 34. Că noi, românul, merge direct la 34. Dom'le, nu mă poți băga, am analize de făcut, nu mă poți băga în față. Am mers de mi-a făcut un ecograf, Paul Medelian, și am zis, Paul, dacă poți să nu mă ții la rând. Într-adevăr, mi-a zis, nu te țin la rând, dar trebuie să vii primul, că n-am cum să te bag în față. Dar noi am vrea, dacă s-ar putea, să ajungem direct la versetul 34. Doamne, vindecă-ne, Doamne, fă ceva, Doamne, intervino. Am vrea cumva să avem versetul 34 în buzunar la orice situație. La orice situație să scoatem versetul 34, că Iisus Hristos vindecă. Dar o să vedem în seara aceasta că e nevoie de altceva înainte până ajungem la versetul 34. O să ne uităm în seara asta la atitudinea bisericii înainte de vindecare. O să ne uităm la atitudinea lui Petru când vindecă. Și ne uităm, în al treilea rând, o să ne uităm la atitudinea lui Enia. Ne uităm în primul rând la biserica primară, la atitudinea bisericii. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Uitați-vă de unde începe vindecarea. Vindecarea începe din biserică, nu de la versetul 34, nu de la ce o rosti Petru, ci întâi sunt lucruri care trebuie să le facă biserica. E o mare problemă. În vremea aceasta sunt multe întrebări de genul acesta. Măi, oameni buni, suntem atâția oameni, atâția pocăiți în România. Întrebarea îi, de ce nu mai vindecă Domnul ca în trecut? Știți de ce? Că uitați-vă la versetul 31. Care e atitudinea noastră înainte de vindecare?
Zice că biserica se nu că avea pace. Zice că se bucura de pace. Avea o bucurie extraordinară să trăiască în pace, să trăiască în liniște. Uitați-vă la noi, noi vrem vindecări, dar uitați-vă la atitudinea noastră. Uitați-vă cel mai mult, de exemplu, distribui, da? Nu o să vezi niciodată că e o cântare, să vezi că scrie la o anumită cântare, primești pe telefon și scrie redirecționa frecvent. Nu îți redirecționează nimeni cântări, tinerii mai redirecționează între ei, dar nu frecvent. Nu redirecționează o mărturie frecvent, nu redirecționează o predică frecvent. Dar o greșeală ați văzut din alea de prin bisericile noastre, anumite greșeli de exprimare, anumite greșeli de... Ați văzut? De câte ori n-ai trimis? De câte ori nu te-ai bucurat de ele? Nu vedeți? Biserica primară se bucura nu de tulburare, ci se bucura de pace. Uitați-vă, românul are în el gena asta, are plăcerea aceasta, să nu se... Parcă dacă nu știrile cu ceva așa... Să te scoate din ritualul tău, parcă nu-ți convine, parcă nici nu se merită să asculți, nu se merită să vezi știrile acelea. Românul e căutător de lucruri din astea senzaționale, de lucruri din astea de batjocură. Dar știți care e marea problemă? Că lucrurile acestea au intrat în biserică. Dar noi căutăm vindecări. Noi căutăm, Doamne, dacă ar putea să mai fie un Petru astăzi. Dar de ce să fie un Petru? Că biserica nu e pregătită pentru un Petru. Biserica nu-i pregătită pentru lucrurile acestea. Zice cuvântul Domnului că biserica se bucura de pace. Și auziți, se și ducea vestea că se bucură de pace în toată Iudeia, în Samaria, în Galileea. Deci erau vestiți oamenii că trăiau în pace. Vă dau un exemplu. M-am nimerit cu ceva vreme în urmă lângă un frate în adunare și stăteam acolo și nu știu ce nemulțumire avea el acolo de cine predica. Și tot îmi spunea, nu zis bine acum, nu zis și tot îmi dădea așa. Mă, am stat, l-am ascultat, mă, dar la un moment dat n-am mai suportat. Și am spus, auzi frate, du-te spune-i lui Domne, nu mă mai tătămără aceea. În momentul ăla s-a uitat urât la mine, crezi că mi-a mai zis vreodată ceva de vreun predicator de la Ambon? Nu! Nu mi-a mai zis, nu, dar el stătea, credeți că o mers să-i spună la cine o predica? Mă, frate, uite, nu mi se pare că n-ai zis bine. Dar el stă pe bancă și o bagă de vină. Nu ai văzut cum o cântat aia? Da, ai mers la aia să-i spui, vezi că, uite, n-ai cântat bine, n-ai greșit, nu? Dar noi stăm pe bancă și numai redirecționăm. Știți ce ne cheamă Dumnezeu în vremea aceasta? Să rupem lanțul acesta. Spune-i, Doamne, nu mai îmi spune, nu mai intri. Mai anii trecuți, încă eram invadați, acum s-au mai potolit unii. Dar nu, primeai fel și fel de mesaje, de bagiocură, de fraz, de slujitori, care le-ai ascultat predicile. Dar ți-o trimis cineva, nu știu ce, și ai distribuit, ai dat la sute, la toți prietenii tăi. Și nu erau lucruri care să aducă biserica în pace, să zidească biserica. Uitați-vă unde începe vindecarea, nu în casa lui Enea. Și începea la adunare. Știți ce-mi doresc? Biserica să se pregătească de minunile Domnului. Tot ne vorbește Dumnezeu că avem lucruri de rezolvat în viața noastră. Tot ne vorbește Dumnezeu și apasă cu degetul pe noi și ne spune că avem lucruri de pus în ordine. De ce? Pentru că Dumnezeu are plan de lucru în locul acesta. Dumnezeu are plan de binecuvântare în locul acesta. Dar știți ce constatăm? Că biserica nu-i pregătită. Nu-i pregătită. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne uităm la atitudinea bisericii înainte. Prima atitudine este că biserica se bucura de pace. Nu că trăia în pace, avea bucurie pentru pacea care era în biserică. Doi, atitudinea bisericii, zice cuvântul Domnului mai departe, se întărea cum? Sufletește. Biserica din pricina păcii se întărea sufletește. Uitați-vă că și în familie, da? Când nu-s lucrurile cum trebuie, numai întărit nu ești, numai bine nu-ți merge, parcă nici mâncarea nu-i bună, parcă nici apa nu-i bună, parcă nici patul nu-i moale. De ce? Pentru că lipsește pacea. Omul care trăiește în pace, biserica care trăiește în pace, este aceea care se întărește sufletește. În momentul când biserica trăiește în pace, când oamenii trăiesc în pace, știți ce se întâmplă? Domnul vine și întărește biserica. Mi-aduc aminte de prorocul Daniel în capitolul 10, dacă vrei să afișezi de la versetul 16 la 20,
Zice cuvântul Domnului că îi se arată un înger, are o vedenie, vorbește Daniel cu îngerul în capitolul 10, versetul 16 și spune cuvântul Domnului că la un moment dat Daniel nu a mai putut sta pe picioare. Daniel nu a mai putut sta pe picioare, zice, Domnul meu, vedenia aceasta, partea B, m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Zice, cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare. Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Uitați-vă, zice că Daniel tremura. El n-avea descoperirile cum le avem noi. Care ar mai vrea să fie proroc? Dacă ar fi descoperirile cum erau pe vremea lui Daniel, da? Ai avut o vedenie, 3 săptămâni nu te poți ridica din pat. De aia se spune că Daniel nu a fost acolo la cuptorul cu foc, că ar fi avut o vedenie înainte și el când primea câte o descoperire din partea lui Dumnezeu, nu se putea ține pe picioare. Și de aia nu a putut să meargă acolo unde erau prietenii lui. Dar zice cuvântul Domnului că îngerul s-a apropiat de el, zice, și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu căci m-ai întărit. Uitați-vă când biserica se bucură de pace, Dumnezeu vine și întărește hotarele poporului. Că El vrea să producă vindecare, dar sunt niște pași care n-aș putea să sar peste ei. Că ar fi cel mai frumos să vorbim 3 pași cum să ai vindecare. Ăștia-s căutați, cum să ajungi direct, mai du pe ocolite, nu mă mai du la rețetă. Dăm direct un vaccin care să mă pună pe picioare. Dar uitați-vă că cuvântul lui Dumnezeu ne arată toate lucrurile care trebuie să le facem ca să ajungem la vindecare. Și ar vrea în seara asta să dea Domnul să ne punem la inimă cuvântul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Citeam de un predicator că a intrat într-o pușcărie să predice cuvântul lui Dumnezeu și într-o zi o predică pe două părți. Și a zis, prima parte vă predic săptămâna asta, și a doua parte vă predic săptămâna viitoare când vin la noi, la voi. Zice, prima parte se numește mocirla păcatului sau mizeria păcatului. Și zice, partea a doua se numește harul lui Hristos sau harul iertării. Zice, săptămâna asta o să vă vorbesc despre mizeria păcatului. Și zice, când vin data viitoare vă vorbesc cum puteți să fiți reabilitat, cum putem să scăpăm de povara păcatului. Numai că în săptămâna de la prima predică până la a doua predică s-a întâmplat că a fost o revoltă acolo în pușcărie și cei mai mulți pușcăriași s-au omorât între ei, de la bătaie s-au omorât între ei. Ce folos că avem predici bune! Ce folos că le avem bine pregătite! Noi suntem chemați de Dumnezeu să spunem tot cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-l dă Dumnezeu. Că e frumos să sar direct la 34, dar știi ce zice Domnul? Dar cu 31 ce faci? Dar cu 32 ce faci? Biserica se bucura de pace. În al doilea rând se întărea sufletește. În al treilea rând zice umbla în frica de Domnul. Uitați-vă că nu numai Petru a contribuit la vindecare. Nu a contribuit numai Enea la vindecare sau numai Domnul, ci a avut și biserica partea ei. În orice lucrare de binecuvântare poporului Dumnezeu îi implica de Dumnezeu în lucrare. Știți că Petru a ajuns la un moment dat să fie închis în temniță. Și spune cuvântul Domnului că biserica afară ce făcea? Băi, cât i-o dat? Îi dă cu suspendare? Îi dă cauțiune? Nu făceau din asta. Nu ori zis, o mers avocatul să vadă dacă poate interveni. Zice că Petru era în temniță și biserica se ruga. Uitați-vă, minunea se produce numai în comuniune, numai când suntem împreună. Dar știți ce-i ciudat? Știi că rugăciunea ta poate trimite pace peste cel care e îngrijorat? Parcă e ciudat cum lucrează Dumnezeu. Îi pune toată biserica la rugăciune și pe Petru-l hodină. Pe Petru-l hodină în temniță. Ăsta doarme de abia îl trezește îngerul și toată biserica striga către Dumnezeu. Toată biserica striga către Domnul ca Domnul să intervină. O interveni Domnul. O intervenit. Dar acolo a lucrat și biserica, acolo a lucrat și Petru. Era îngrijorarea odată la o parte și a venit odihna peste el. A zis, eu sunt închis, dar eu am nevoie de odihnă. S-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și Domnul a pus biserica să se roage. În vreme ca aceasta, stimată biserică Elim, suntem chemați la rugăciune.
suntem chemați să ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă e ceva, eu știu că Dumnezeu ce-o vorbi va duce la îndeplinire. Știu că Dumnezeu a promis mari lucrări în locul acesta. Dar suntem chemați în vremea aceasta să umblăm în frica de Domnul. Uitați-vă că e o generație care nu mai li frică, Domne. Nu li frică să vină la două noaptea, nu li frică să vină la trei noaptea, nu li frică să facă ce vor. Dar nu la asta se referă, că nu ți-e frică să vii noaptea acasă. Cuvântul lui Dumnezeu zice că umblam frica de Domnul. Întotdeauna minunea se produce când este frică de Domnul. Când este frică de cuvântul lui Dumnezeu, acolo se produc minunile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedem atitudinea bisericii. Biserica se bucura de pace. 2. Biserica se întărea sufletește. Contribuia la minunea aceasta, la vindecare. Și 3. Umbla în frica Domnului. Haideți să vedem atitudinea lui Petru în situația aceasta. Știți ce făcea Petru? Cerceta pe cei pe care îi cerceta și Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului așa, pe când versetul 32, da? Am mers de la 31, acum mergem la 32. Zice, pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. S-a coborât Petru să cerceteze acolo unde cerceta și Dumnezeu. Zice că acolo unde cercetează Dumnezeu, Dumnezeu scrie ceva. Știți ce scrie? O carte de aducere aminte. Acolo unde e prezent Dumnezeu, acolo unde se adună cei cercetați de Dumnezeu, acolo Dumnezeu scrie carte de aducere aminte. Uitați-vă ce conexiune a avut Petru. Petru nu s-a dus, lasă că îi vizitez și pe ăștia, mă duc și în partea alta. Nu, nu, el o știut exact unde să cerceteze. O știute, el nu știu că va trebui să facă lucrarea aceasta Domnul prin el de vindecare. El s-a coborât să cerceteze pe sfinții Domnului. Uitați-vă, e nevoie în vremea aceasta să înțelegem că noi nu ne vom conecta numai cu cei care sunt ca noi. Noi nu putem să avem conexiune numai cu cei care sunt ca noi. Dacă trăim în sfințenie, ne vom conecta cu sfinții Domnului. Dacă suntem, nu mai dau exemple să nu să supere cineva, dacă ești din altfel, numai cu ăia te vei conecta. Știți ce a zis împăratul David în Psalmul 16? A zis, toți sfinții din țară sunt plăcerea mea, plăcerea sufletului meu, sunt bucuria sufletului meu. Dar n-avea el din ăștia cu care să se pună bine? N-avea el din ăștia cu care să se înțeleagă bine? Ba da, dar au zis, eu fac diferența. Că nu mi se conectează Duhul, mă. N-ați văzut, stai cu unul la masă și nu poți schimba trei vorbe. De ce? Nu s-au conectat. Nu te poți ruga, ăla gata repede și tu ai mai vrea să mai spui ceva. Ai vrea. De ce? Nu e același Duh, nu e aceeași conexiune. Uitați-vă ce face Petru. Petru cercetează pe cei care sunt cercetați de Dumnezeu. Știți ce ar vrea? Întotdeauna aceea la Elim, să simțim cercetarea lui Dumnezeu. Amin. Și se spunea marți seara, și vă spun și în seara asta, dacă nu ne-ar cerceta Dumnezeu, n-am stat în căldura asta. Vă spun, e prima dată în viața mea când predic fără sacou. Nu l-am mai putut, atât ai de cald. Dacă n-am ști că ne cercetează Dumnezeu și n-am simțit părtășia la rugăciune unii cu alții, n-am simțit că Dumnezeu ne ascultă, noi nu ne-am putea uni. Ce unește poporul lui Dumnezeu e cercetarea care o face Dumnezeu. Dar acolo unde cercetează Dumnezeu trebuie să fii conștient. Fii prezent acolo. Acolo unde e cercetarea lui Dumnezeu, cercetează și tu locul acela. Petru e omul care se conectează cu cei care sunt conectați cu Dumnezeu. Zice că ăștia din Lida erau conectați cu Dumnezeu. Și a zis Petru, mă duc și eu. Nu a zis, îi meciu, nu mă duc la adunare. O zis, e adunare, nu mă interesează sportul, nu mă interesează alte lucruri. De ce? Că mă duc să mă conectez cu cei care sunt conectați cu Dumnezeu la nivelul Duhului. Să facă Domnul în Elim întotdeauna, să fie cerul conectat cu pământul, biserica Elim, să fie în conexiune cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Știți că de multe ori ne gândim, Doamne, dar de ce stările astea peste noi? De ce-i starea asta peste mine? Știi de ce? Uită-te ce conexiune ai, uită-te ce legături ai. Știți, se suia într-o zi Elisei la Betel și spune cuvântul Domnului că au ieșit niște copii și au strigat după el. Știți cum au strigat? Suie-te pleșuvule, adică era chel, n-avea păr pe cap. Și au început să-l batjocorească. Și zice că au ieșit doi urși din pădure și au nimicit 42 de copii din cei care erau acolo. 42 au fost sfâșiați. Te miri în viață. De ce sfâșia de urs?
De ce rugăciunea mi-e sfârșiată? De ce vin la casa lui Dumnezeu și nu simt nimic? Dar uită-te, uită-te cu cine te-ai conectat, uită-te ce ai scos pe gură, uită-te ce ai vorbit. Te mir că te-o sfârșiat ursul. Stai acasă, te rogi cu nevastă, cu copii, nu simți nimic, aștepți numai să te ridici și să pleci, să-ți vezi de treabă. Nu cumva ți-i sufletul sfârșiat, că într-o zi ai aruncat pe gură ce nu trebuia să arunci. Păi m-am gândit la ce, de unde ori știut, mă, copiii, că dacă îl întreb, nu știu, pe Iosifa meu, a face 9 ani, nu știu dacă ar ști ce înseamnă pleșuv. Știți, ăștia mici nu știu ce înseamnă pleșuv, chiar știe, dar pleșuv nu știe. Dar de unde ori știut ăștia 42, de unde ori știut să strige, suie-te pleșuvule? Știți de unde? Nu cumva se auzea acasă. Nu cumva acasă se auzea că Elisei pleșuv. Cine o predicat? Pleșuvul. Cine o cânta? Pleșuvul. Cine o s-o ruga? Pleșuvul. Nu cumva, cine o proroci? Pleșuvul. Nu cumva lucrul acesta, copiii ăștia, le-au auzit acasă. Și te miri, dar de ce mi-e copilul sfâșiat de leu? De ce copilul mi-e sfâșiat de urs? De ce nu mai vrea să audă? Știi de ce? Pentru că ai spus ce nu trebuia și îl vede la adunare, că-i pleșuvul, că ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta e Elisei, nu-l poți schimba, nu poți muta, nu-i poți. Nu aveau atunci Istanbulul să-i pună păr pe cap, nu? Nu aveau atunci alte relații din astea să poată să-l ajute. Dar te întrebi în viață, uită-te în trecut. Nu cumva ai spus la supărare, ai spus la nerv, la necaz, ai spus niște lucruri care ți-or sfâșia sufletul și nu te-ai mai putut bucura nici de pace, nu te-ai putut bucura nici cu Sfinții Domnului, nu te-ai mai putut bucura. Nu cumva în casa ta se aude ce n-ar trebui să se audă? Nu cumva, și noi vrem minuni, că asta e, aici e baza, noi vrem minuni. Noi vrem să se vindece ologul. Oh, dacă n-ar fi fost astea două versete înainte, ce ușor puteam predica în seara asta. Că nu e așa să spui, să nu crezi că o să-i placă la cineva de tine. De aceea Dumnezeu în vremea aceasta, știi ce ne cheamă? Ne cheamă în vremea aceasta să ne conectăm cu cerul lui Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Oamenii aceia care umblă la unitatea bisericii. Oamenii aceia că n-ai cum să umbli în unitatea bisericii și să nu te rogi pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea ar vrea ca Dumnezeu întotdeauna să lase în locul acesta duh de rugăciune. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mai vedem ceva în atitudinea lui Petru. Știți ce vedem? Că Petru folosește metode diferite de lucru. Petru, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu folosește aceleași metode. Uitați-vă și s-au predicat în Parcul Rozelor, da? De vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, da? O mers și o spus, aur și argint nu am să-ți dau, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-ți patul și umblă, ridică-te, ești vindecat. Uitați-vă că aici nu vine și spune în numele Domnului Iisus, ești vindecat. Și folosește altă formulă. Iisus Hristos te vindecă. Dacă citim pasajul mai jos, arată o înviere după vindecarea lui Enea, arată învierea Tabitei. Nu folosește aceeași formulă, ci folosește altă formulă. Spune cuvântul Domnului în versetul 40. Petru, ca să poată să o învie pe Tabita, folosește o altă formulă, folosește o altă metodă. Zice, Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Și după aceea îi dă mâna, fata se ridică înșezut în capul oaselor și după aceea îi dă mâna și se ridică. De ce Petru nu are un șablon să folosească aceeași formulă, să folosească același tipar? Știți de ce? Pentru că o înțeles că el îi dependent de ce vrea Dumnezeu. Că dacă e după noi, noi mergem pe același șablon, pe același tipar mergem. Ieși în față, ne rugăm și... Nu! El a zis, nu pot folosi tiparul care îl vreau eu. Nu pot folosi metoda care o vreau eu. Și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, metoda folosită care dă rezultate, e metoda care o vrea Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Noi mergem după șabloanele noastre. Așa au făcut bunicii noștri. Așa au făcut... înaintașii noștri. Nu, Dumnezeu când lucrează, spune cuvântul Domnului în Fapte 2:4, că vorbirea le-a dat-o Duhul după cum dorea El să le-o dea, vorbirea, da? Dar și acțiunile le dă Duhul după cum vrea El să le dea.
Și acțiunile, Petru, o zis, am vorbirea după cum mi-a dat-o Duhul. Dar și metoda de a lucra e tot aia care o vrea Dumnezeu să mi-o dea. Să știți câteodată, metodele care le pregătește Dumnezeu să lucreze îs ciudate. S-ar putea să ne deranjeze, s-ar putea să nu ne placă. Dar metodele lui Dumnezeu care dau randament. Metodele noastre nu merg. Citeam mai anii trecuți legea, de exemplu, legea învățământului. Din 30 de ani s-o schimbat de peste 80 de ori. De ce? Că nu dă randament. Și vedem că și acum scârție și ruginită și parcă copiii într-o răbuvnire de-a lor spune ne-ați mâncat viața cu atâta școală care de multe ori nu folosește la multă treabă, nu? De ce? Pentru că nu funcționează, dar întotdeauna ce-o venit de la Dumnezeu, întotdeauna ce-o pregătit Dumnezeu pentru poporul lui, o funcționat, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedem în vremea aceasta că Petru folosește metode diferite de lucru, pentru că așa-i vorbește Dumnezeu. Nu numai Enia era dependent de Hristos, ci și Petru era dependent de Hristos. El nu a avut vindecarea în buzunar, el nu a avut așa, îl vindec și pe ăsta și pe asta, nu. El nu a avut, el era dependent de Hristos. Era dependent de ce zice Dumnezeu. Îmi doresc în vremea aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fim dependenți de El. Dacă vrem să avem rezultate spirituale, dacă vrem să înaintăm, să ajungem cu bine, să trecem nu Iordanul în Israel, ci râul în împărăția lui Dumnezeu, să trecem cu bine de pe malul acesta, în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să folosim metodele pe care le vrea Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și mai vedem ceva în atitudinea lui Petru. Știți ce vedem? Vedem că Petru ajunge la rezultatul dorit nu de el, ci de Dumnezeu. Pentru că Petru ce-a vrut? Să-l vindece pe omul ăsta. Dar Domnul a zis, eu am alt rezultat. O să vezi că la mine 2 plus 2 dă 5. Cum, Doamne? Dacă vrei să, dacă îi dai o pastilă la cineva, e normal să se vindece. 2 plus 2 e 4. E vindecare. Dacă spun ești vindecat, zice Domnul, nu, la mine e altfel. La mine e altfel. E ceva mai mult, un rezultat mai mare decât vindecarea. Știi care e rezultatul lui Dumnezeu? Mântuirea sufletului. Și auziți la ce rezultat ajunge Dumnezeu. Dumnezeu dă rezultatul în versetul 35. Zice, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Nu 1000, nu 2000, toți locuitorii din Lida și din Sarona au ajuns la rezultatul care l-a vrut Dumnezeu. Să țineți minte, noi suntem chemați de Dumnezeu să lucrăm pentru Dumnezeu și rezultatul nu va veni ăla care vrem noi, ci ăla care îl vrea Dumnezeu. Dumnezeu vedea dincolo de vindecarea lui Enia. Pentru că sunt aici sau aici nu sunt, sper să nu fie niciunul, da? Câți nu au venit să se roage pentru ei și s-au vindecat, și-au plecat și s-au văzut în continuare de băutură, și-au văzut în continuare de viața lor și nu s-au întors la Dumnezeu. Atunci întrebarea e, ce folos că l-au vindecat? Ce folos? Că noi spunem, Doamne, vindecă-l, dar zice Domnul, eu am altceva pentru tine. Eu am alt plan pentru tine. Eu vreau să intru prin vindecarea asta. Eu vreau să merg la un rezultat mai mare. Prin vindecarea care ți-o dau, eu vreau să aduc mântuirea în jurul tău. De ce ai câteodată boli prin care treci? De ce trecem prin încercări? Știți de ce? Că Dumnezeu vrea să intre cu mântuirea în neamul nostru. Vrea să intre Domnul cu mântuirea în jurul nostru. Uitați-vă că moare Tabita, pentru că e pasajul unul după altul. Moare Tabita, o tânără, o foarte bună croitoreasă. Toată lumea arăta hainele care le-a făcut. Nu arăta tacele cu care au lucrat, au arătat hainele care le-au făcut. Nu au zis, uite, eu sunt înțăpat la mână, Tabita a trecut pe lângă mine și m-a înțăpat. Nu, toate văduvele arătau hainele care le-au făcut, binele care le-au făcut Domnul. Și totuși Dumnezeu îngăduie ca tânăra aceasta, femeia aceasta, tânăra aceasta, să plece din lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu a avut scopul mântuirea celor din jur. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Minunea aceasta, versetul 42, minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Ăsta-i scopul lui Dumnezeu când lucrează. Nu vindecarea în primul rând, ci mântuirea sufletului. Spunea Spurgeon într-una din predicile lui, la un moment dat, a spus așa, dacă Evanghelia pe care o predic, în ea nu se vede rezultatul mântuirii, eu trebuie să mă las de predicare.
Și nu o zis Dani Popa, o zis prințul predicatorilor. O zis, dacă în Evanghelia care o predic nu se vede rezultatul mântuirii, eu trebuie să mă las de predicare. Înseamnă că nu-i chemarea lui Dumnezeu pentru mine lucrul acesta. Noi venim la casa lui Dumnezeu și scopul primar a venirii noastre în casa lui Dumnezeu și a bisericii, e mântuirea sufletelor. De-aia e biserica pe pământ. De-aia e Elim pe Virgil Magiaru. De ce? Pentru că aici e un loc unde Dumnezeu dă mântuirea. Binecuvântat să fie numele Domnului. În vremea aceasta suntem chemați noi care vestim cuvântul lui Dumnezeu. Noi care am vrea să fim un Petru. Știți ce-i ciudat, frații mei? Biserica nu-i pregătită pentru minunile Domnului, deși noi le cerem, da? Am vrea minuni ca pe vremea ucenicilor. Dar Petru a nostru din zilele noastre nu-i pregătit. Petru a nostru, Petrica a nostru nu-i pregătit. Biserica în vremea aceasta nu-i pregătită. Biserica se ocupă de alte lucruri. Când Domnul a arătat cu ce trebuie să se ocupe biserica. Petru a nostru, știți cum e Petru a nostru? Nu ăsta din Biblie, ci ăsta din 2024. Ține foarte mult la el, nu la biserica Domnului. Nu la lucrarea lui Dumnezeu, ci la el, la mine. De-aia zici, Doamne, dar de ce nu faci? Păi uite-te, tu ții la tine, tu vrei. Știți cum suntem în vremea aceasta? Alergăm după minuni și suntem ca soldatul ăla cu arma în mână care nu câștigă nicio bătălie. Suntem ca secerătorul care nu seceră niciun bob, nimic. Dar avem secera în mână, ne lăudăm că suntem mari secerători. Întrebarea e, ce se vede în urma noastră? Îmi zice că o intra Petru cu sfinții. Când intră slujitorul Domnului împreună cu sfinții înaintea lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, cu biserica Domnului, acolo se produc minuni, binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem în vremea aceasta ca pescarul care nu prinde niciun pește. Da, el are undiță, el îi promite mult, dar când te uiți în plasa lui, când te uiți în traista lui, știi ce vezi? Nimic. Domnule, ai stat o noapte, am stat. Dar stai de ani de zile, nu numai o noapte, dar stai de ani de zile. Și încerci cumva să arăți că tu ești mare luptător. Știi ce trebuie să se vadă în urma predicării noastre? Să se vadă că oamenii se întorc la Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trăim într-o perioadă în care avem prea multe numere de telefon în agenda noastră. Avem numere de predicatori, avem numere de cântăreți care să-ți facă seara frumoasă. Predicator bun, i-am recomandat la cineva pe un frate și i-am zis, uite, pot, zice, e cunoscut? A, zic, nu-i cunoscut așa, dar merge extraordinar. O zic, nu-mi trebuie, domne, la mine la biserică. Mi-e-mi trebuie din ea cunoscuți. Îmi trebuie din ea cunoscuți. Avem prea mulți oameni cunoscuți. Avem prea multe numere de telefon de oameni care predică extraordinar. Avem numere de proroci, avem numere de văzători, avem numere... Știți ce ne lipsește? Legătura cu Dumnezeu. Dacă avem nevoie și biruința noastră va veni numai când vom avea numărul ăla care totdeauna răspunde. De la capătul firului răspunde, o zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ne-am bucurat, frații mei, de izbăvire, ne bucurăm de vindecare, dar marea problemă când e vorba de a proslăvi numele Domnului, ne dăm în spate, am uitat. Uitați-vă la atitudinea lui Petru. Petru ajunge nu la rezultatul care îl dorește el, ci ajunge la rezultatul care îl dorește Dumnezeu. Petru dorea să-l vindece pe Enea, dar Domnul a vrut să mântuiască toată cetatea. O a avut alt plan Dumnezeu. Știți ce vrea? În locul acesta să se facă planul lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu. Și atunci cu adevărat vom vedea și minunea vindecării, dar vom vedea rezultatul care îl aduce Dumnezeu. Mântuirea oamenilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm acum spre final la atitudinea lui Enea. Pentru că v-am zis, nu o depins numai de Petru. O depins de biserică, o depins de Petru, vindecarea, și o depins și de Enea. Știți cum a fost omul acesta, Enea? A fost dispus să creadă fără variante. A fost dispus să creadă fără variante. De ce a crezut pe loc și s-a ridicat? Credeți că nu a mai avut încercări? Credeți că nu s-o mai ținut de pereți? Credeți că nu a mai umblat el cu cadrul medical să mai meargă până afară și să... Dar nu a reușit! Credeți că nu a mai avut el variante? O mai avut. Dar știți când se produce minunea? Când nu mai avem alte variante. Câtă vreme încă în mintea ta mai ai variante. Câtă vreme în mintea ta încă mai gândești că se mai poate și prin altă formă, prin altă metodă. Îți spun, nu ai parte nici de vindecare, nici de mântuire, nici de bucurie, nici de orice vreți dumneavoastră. Omul acesta a avut binecuvântarea vindecării. De ce? Pentru că a crezut fără să mai aibă variante.
Când spui Iisus Hristos, este punctul credinței. Acolo se bizuie și acolo se ancorează toată credința ta. Tot ce-o crezut El s-o pus în jurul acestui nume, numele lui Iisus Hristos. Cu asta nu mai încerca niciodată. O încerca cu Creme, o încerca cu Seghet, o încerca cu Viena, o încerca pe la București, dar cu Iisus Hristos nu o încerca niciodată. Știți că atâta vreme cât avem variante, nu o să apelezi la Domnul. Câtă vreme cunoști pe cineva, câtă vreme te mai încrezi în cineva, câtă vreme ne-ai ajuns la cota zero, nu-L cauți pe Dumnezeu. Nu te mișcă, se vorbește de Hristos și nu te mișcă nimic. Dar când ești la cota zero, ăsta era de 8 ani olog în pat, era la cota zero. Nu mai avea nici puterea să se ridice din pat, nu mai avea puterea nici să se țină de perez, nu mai avea nicio putere. Și a încercat singura variantă care i-a adus vindecarea, Iisus Hristos. Când ești omul care ești dispus să crezi fără variante, să spui, Doamne, singura variantă a mea, singura variantă a bisericii Elim ești Tu, în momentul acela vei vedea și voi vedea cum lucrează Dumnezeu. Dar câtă vreme mai avem variante, vă spun, Dumnezeu ne lasă cu varianta noastră. Zice de femeia gârbovă, da? De femeia cu scurgere de sânge, zice că femeia asta o cheltuit toți cu doctorii, tot ce a avut. Mai ai de cheltuit, mai am. Nu, du-te liniștită. Nu-L caută omul pe Dumnezeu cât mai are variante, cât mai are un leu în buzunar, cât mai e un pic de sănătate în trupul lui, nu-L caută pe Dumnezeu. Știi când îl caută și crede fără variante? Când nu mai are nicio variantă. Ar vrea în seara asta, din mintea ta să-ți iasă orice variantă, din asta pământească, poți, reușești, nu poți reuși. Singura variantă care dă rezultate, poartă un nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. De aceea te chem în seara aceasta, pune-ți toată nădejdea în singura variantă care dă rezultate. Pune-ți toată nădejdea ta și speranța ta în numele Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Mai vedem ceva la Enea. Știți ce vedem? Enea crede că timpul nu-l împiedică pe Dumnezeu să-i rezolve problema. Auziți ce spune versetul 33? Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani olog în pat. 8 ani. E greu și o lună să nu te ridici din pat. Dar ăsta era olog de 8 ani. Nu, ai mers și la Elim, ai mers și în altă parte, ai mers și la baptiști, ai mers și la penticostali, ai mers peste tot. Toți n-au putut să facă nimic. Nimic. Ai stat pe pat și stai pe pat. Ai încercat cu toate variantele. Și ai zis, pe mine, după atâția ani, la mine în casă să mai intervină Dumnezeu. Am văzut și văd de multe ori când ne rugăm pentru cei nemântuiți. Sunt surori care își pun palma în față și plâng în hohote, nu vor să fie văzute. Atâta se scutură de tare. Știi ce e în mintea lor? După atâția ani, mai poate interveni Dumnezeu? Îți spun în seara asta, Dumnezeu poate să intervină. 8 ani e mult. 8 ani să stai pe pensie de boală, să nu te bucuri de ea, să nu-ți producă nimic bucurie și să spui 8 ani și oasele mi s-au anchilozat. Ce-s vindecare? Am tot făcut masaj și fizioterapie și n-am reușit cu nimic. N-ai reușit cu nimic. Dar spun ceva, că nimic nu-L împiedică pe Dumnezeu să aducă rezolvarea. Când au venit la Domnul și au zis, Doamne, dacă veneai un pic mai repede, că-i mort, miroase greu, 4 zile, îi putrezit, s-a desprins carnea de pe el, nu mai are rost. Știi ce a zis Domnul? La voi nu mai are rost. Dar la mine are rost, că eu sunt învierea și viața. Mărit să fie numele Domnului. De aceea nu știu cauza ta cât e, să mă iertați, de putrezită, cât e de descompusă, de câți ani te rogi înaintea lui Dumnezeu. Dar e un nume și e o putere care poate învia morții. E cineva care la cuvântul lui se dă piatra la o parte, la cuvântul lui mortul iasă afară și numele lui este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. De aceea îți spun, nu-i târziu la Dumnezeu. Pentru tine poate fi târziu, anii pot fi mulți pentru tine. Femeia gârbovă, 18 ani, cu capul în pământ, cocoașă, așa cocoașă, cum zice Biblia, n-am văzut niciodată, da? Cocoașă, numai în jos, numai pământul, numai negru, numai rău vedea, nu putea să ridice să vadă și ea într-o dimineață soarele. 18 ani și o găsește Domnul în sinagogă. Fruntașul sinagogii era supărat, era tulburat, ce îmi deranjați mie în ziua sabatului.
Știi ce au zis? Și asta trebuie să fie dezlegat. 18 ani. O zis, fiică, ești dezlegată de neputința ta. 18 ani e enorm de mult. Dau o logul de 38 de ani. E extraordinar de mult. Dar uitați-vă la toate cazurile din Biblie. Niciodată nu o să vezi că Domnul a zis, e prea mult. E prea târziu. Niciodată. Niciodată le spuneam tinerilor noștri într-o luni seara. Niciodată un om din iad nu o să-i poată striga lui Dumnezeu să-i spună, am vrut să vin la tine, te-am căutat și nu m-ai primit. M-ai respins. Niciun om din iad nu va putea să-i spună lucrul acesta lui Dumnezeu. Pentru că cei care l-au strigat și după 38 de ani, cei care l-au chemat și l-au primit și după 8 ani și după 18 ani, Hristos i-a primit în brațele lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, apostolul Petru este omul care aplică soluția care funcționează. Eu zic, Iisus Hristos te vindecă. Aceeași soluție de 2000 de ani, aceeași soluție la oncologie, aceeași soluție în casa ta, aceeași soluție în biserică. Iisus Hristos e soluția sufletelor noastre, soluția problemelor noastre este El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și știți ce mai vedem? Ultimul lucru. Enia crede cu toată inima că Hristos l-a vindecat. El nu a zis, stai să văd, sigur el, să mă mai duc la un eco, să mă mai duc la o analiză, să văd un pic cum arată analizele de săptămâna trecută și ăstea de acum. Nu, el a crezut și și-a ridicat patul și a plecat în momentul acela. Nu a început cu exerciții fizice. Nu a zis, o să fie așa mai treptat vindecat, nu. Zice că ce a zis Petru, el a crezut cu toată inima. Dacă a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, Enia a crezut cu toată inima că Iisus Hristos l-a vindecat. De aceea suntem chemați în vremea aceasta să credem cu toată inima. Nu fi omul dacă Domnul ți-a zis că te-a vindecat, nu te mai du după rețetă. Cunosc pe o soră, femeia aceasta s-a atins Domnul de ea la o seară de rugăciune și ea a mers acasă și a zis, de siguranță mai iau două pastile. Să fiu sigură că îți vindecată. Nu. Enia nu a zis, bă, lasă totuși cârjele, lasă totuși cadrul, lasă un pic căruciorul cu rotile, că dacă îl vând și mâine cad iară, că nu știu. Nu, nu mai ținut nici de pat, nu l-a mai interesat nimic, pentru că Domnul s-a atins de el. Nu Petru s-a atins de el, asta vreau să înțelegem. Noi am ajuns să venerăm omul, dar nu omul trebuie venerat, ci Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum nu te bucuri de un tablou din cauza pensulei și să vii să spui, băi, ce pensulă grozavă, n-ai treabă cu pensula, nu te interesează. Și acolo jos în colț vezi scris ceva, numele pictorului. Întotdeauna când e intervenția lui Dumnezeu, nu e importantă pensula. Că pensula poate fi Dani, că poate fi Ilie sau fratele Moț, sau noi suntem numai pensula. Dar autorul lucrărilor de binecuvântare, autorul vindecării este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Toți care au apelat la El n-au fost respins niciodată. Nici tu nu o să fii, cauza ta, cauza noastră, cauza poporului lui Dumnezeu nu-i respinsă de Dumnezeu, nu-i trecută cu vederea, nu-i lăsat-o la o parte, ci înaintea lui Dumnezeu. Dar vă spun ceva, Domnul ne cheamă și ne-a arătat ce avem de făcut, ne-a arătat ce are de făcut biserica, ne-a arătat ce are de făcut Petru și ne-a arătat ce are de făcut și Enea. Ar vrea în seara asta să te gândești tu unde ești, unde ești, în ce categorie ești. Închei cu ceva ce am citit săptămâna aceasta. O mamă cu copilul bolnav avea nevoie de niște struguri în tratamentul ei, femeie foarte săracă. Și în vremea aceea, în satul ei, avea singurii care aveau vie, era un prinț, și avea un palat acolo, un castel. Și femeia aceasta a strâns o brumă de bani și a zis, vă rog frumos, vindeți-mi niște struguri, că vreau să-i dau la copilul meu, e bolnav grav și vreau să-i dau să mănânce. La care vierul a respins-o și a zis, pleacă, nu, noi nu vindem struguri. Și a venit săptămâna următoare cu alți bani mai mult și a zis, vă rog, vindeți-mi niște struguri, că vreau să dau la copilul meu. Și nu, o scos afară vierul și a zis, pleacă de aici, nu-ți dăm niciun... S-a gândit că are nevoie de mai mulți bani. Dar prințesa de la palat a auzit de femeia aceasta, că femeia aceasta vrea să cumpere struguri de la ei din vie. Și a așteptat-o într-o zi când a mers acolo din nou, și-o văzut-o și-o chemat-o și i-o zis, uite, vreau să cumpăr de la voi, am strâns banii ăștia, vindeți-mi niște struguri. La care prințesa s-a uitat la ea și i-o zis, Doamnă,
Prințul, e adevărat, via e a prințului. El nu vinde struguri. El nu are via ca să vândă struguri. Dar via aceasta o ține ca oricine cere și are nevoie să primească în dar. Zice, eu nu-ți iau bani, pentru că prințul nu mă lasă să iau bani. Nu are nevoie de bani, ci el îți oferă și o pus într-o plasă niște struguri și o zis, îți oferă el pe gratis. Știți că așa e harul, vindecarea, mântuirea, rezolvarea din partea lui Dumnezeu. Nu putem noi plăti, ci prințul veșnicilor, care o dă în dar oricui o cere. Oricărui se prăbușește și spune, nu mai am nicio soluție. Atunci vine cu soluția, vine cu plasă și spune, există soluție. Și soluția a noastră, a lui Enia și întotdeauna soluția omenirii, poartă un nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.